Ce facem cu amenințările? Doamne, s-a dus timpul, tare aș fi vrut să vorbesc și despre acest aspect. Mă uit la ucenici aici. O veni la ei lor, ce bine când îi ai pe ei tăi. Mulți, puțini, mari, mici, cunoscuți sau necunoscuți, dar când ești între cei în care ai încredere. Tare greu e astăzi să mai găsești oameni de încredere, confidenți, cu care să vorbești ceva, pentru că lumea de astăzi e foarte vocală, e foarte liberă, povestitoare, gălăgioasă. Lumea de azi e foarte gălăgioasă, să știți. Foarte greu mai găsești oameni confidenți pe care să te apropii și să știi că ce vorbești cu el rămâne între tine și el și Dumnezeu. Iată-l pe Petru și pe Ioan că are un astfel de nucleu, se duce la ei lor. Și acolo este cel care ei relatează prin ce a trecut. O lipsit o noapte, o lipsit o jumătate de zi, au lipsit ore întregi bune de acolo în cercetarea la care au fost supuși. Și iată că vin și relatează ucenicilor prin ce au trecut. Și atunci, ce au făcut ei? Au înțeles că amenințările se întețesc. Dar au zis așa: și acum, Doamne, uită-te Tu la amenințările lor. Un lucru care ne paralizează nouă puterea de predicare, de slujire, dragostea de părtășie. Știți care e? Că ne uităm noi la amenințări. Că suntem cei care contabilizăm ce-o zis, ba ne și interesează, spionii. Du-te, mă, ce zice ăla de bine? Bă, du-te, ce părere, cercetează și vine așa, cu față de prieten. Și apoi prin întrebările pe care ți le pune, iscoditoare, într-un fel sau altul, el nu vrea decât să afle anumite lucruri. Pățit am din astea, m-o și înregistrat. Și când o închis, am auzit cum l-o închis. Dar nu i-am zis nimic, m-am dat în pace, cu înregistrările lui cu tot. Dragii mei, pățești în viața asta de slujire enorm de multe. Ce facem noi cu amenințările lui unu și altul, cu privirile pismașe, cu ura și răutatea, cu atitudinea? Ce faci cu ele? Le aduni toate în capul tău, în sufletul tău. Îți îmbraci mintea cu ele, sufletul cu ele. Și ce se întâmplă? Pici în groapă, te întunești singur la minte, în puterea îți dispare când le aduni pe toate acolo mintea ta. Învață de la ucenici: Doamne, uită-te Tu la amenințările lor. Nici nu-mi pasă de ele, trebuie să ajungi acolo, la nivelul acesta spiritual, să nu-ți mai pese de lucrurile astea. Să nici nu te intereseze. Să știi că există, știi că există, dar să nu te mai afectezi, să nu te mai interesezi. Știți de ce? Că le-ai pus în grija Domnului. Doamne, uită-te Tu la amenințările lor. Și aceste amenințări pot să fie, drag tânăr, tânără, care vrei să te botezi, soție, soț, care vrei să te botezi. Pot să fie din familia lărgită sau familia restrânsă a ta. Pot să fie aceste amenințări. O, câți n-or trecut pe acolo, divorțezi dacă au câte botezi. Că te duci, nu-i bai. Du-te, că nu vezi lucruri rele, numai să nu te botezi. Aceste amenințări, pune-le deoparte. Spune-i Domnului: Doamne, uită-te Tu la cei ce mă amenință. Dar mie, uită ce zice cuvântul, că-o zis ucenici în felul următor: uită-te Tu, Doamne, la amenințările lor, dar nouă dă-ne putere ca robii ai Tăi să vestim cuvântul Tău cu toată autoritatea. Și îngăduie, Doamne, și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne în numele robului Tău, celui Sfânt Iisus Hristos. Îngăduie, Doamne, astfel de lucruri, că mai avem bolnavi, că mai avem legați, că mai avem oameni prinși de război într-un fel sau altul. Duhul lui Dumnezeu să coboare peste noi.
Pentru că avem nevoie de puterea lui Dumnezeu. Amin.